Astăzi s-a inaugurat un nou magazin Villart în Shopping City Suceava, situat vis-a-vis de intrarea în hipermarketul Carrefour. Clienții pot beneficia până pe 15 octombrie de o promoție de bun venit de 10% reducere la toate produsele din magazin. Brandul românesc Villart a fost creat în jurul conceptului de magazin elegant și modern, dedicat celor pasionați de arta mesei și a casei. Clienții suceveni vor găsi aici produse practice și inovative, necesare în orice bucătărie, precum cuțite ceramice, râșnițe automate, tigăi cu înveliș ceramic, dar și elemente necesare aranjării unor mese festive, cum ar fi servicii de porțelan fin, pahare din cristal de Bohemia și Bavaria, corpuri de iluminat din cristal, tacâmuri de inox de cea mai bună calitate și chiar tacâmuri din argint masiv. Suntem bucuroși să deschidem cel de-al 6-lea magazin Villart în Suceava. Am ales acest oraș în special datorită locuitorilor săi. Aceștia sunt faimoși atât pentru preparatele culinare deosebit de gustoase, preparate naturale și sănătoase, cât și pentru faptul că știu să-și servească oaspeții la masă cu rafinament și eleganță și sunt extrem de ospitalieri. Special pentru clienții noștri în Suceava avem o promoție de bun venit în magazinul Villart de 10% reducere la toate produsele din magazin. Promoția este valabilă până pe 15 octombrie, acum, în curând, peste o lună, așa că invităm să se grăbească și să profite de această promoție. Câteva cuvinte despre brandul Villart. Brandul Villart este un brand românesc, fondat acum un an jumătate. El este conceput în jurul ideii de magazin modern și elegant, destinat celor pasionați de arta mesei și de arta gătitului, precum și de arta casei, l'art de la table, cum ar zice francezii. Pentru aceștia, noi aducem produse realizate de unii dintre cei mai renumiți fabricanți din Europa, cu lungă tradiție în acest domeniu. Articolele pe care le propunem clienților noștri provin de la cei mai renumiți producători europeni din domeniul aranjării și decorării mesei. Cristalul de Bohemia cred că nu are nevoie de niciun fel de prezentare și avem foarte multe articole din cristal de Bohemia, de la seturi de pahare până la tot felul de articole decorative, cum ar fi vazele, bolurile, bomboniere și așa mai departe. Un alt producător cu care lucrăm foarte bine este Nachtmann. Nachtmann este cel mai important producător de cristal din Germania, cu o tradiție datând din anul 1834. Din punct de vedere calitativ, cristalul Nachtmann este ireproșabil, având în vedere că este fabricat într-o fabrică ultramodernă cu echipamente tehnice de ultimă generație. Pentru iubitorii stilului italian și a designului italian, avem chiar și articole din cristal și cristalin de la RCR din Italia. Articole fabricate în frumoasa regiune Toscana, din Italia. Un alt producător cu care lucrăm este Zawiercie din Polonia, un producător care se remarcă în special prin articolele tăiate manual, articole care necesită un grad înalt de maestrie artistică. Pe lângă articolele din cristal, suntem mândri să avem în oferta noastră inclusiv articole din porțelan de Bohemia, de la Thun. Fabrica poartă numele contelui francez Fontun, cel care a finanțat deschiderea fabricii în anul 1794. Articolele sunt produse în apropierea stațiunii balneare Carlo Vivari. Carlo Vivari, care este cunoscută în special datorită izvoarelor sale termale, dar în același timp Carlo Vivari este și capitala porțelanului din Cehia. Și pentru că vorbeam de tradiție, un alt producător cu care lucrăm, Cimielov, are o tradiție chiar mai îndelungată decât a fabricii de porțelan din Bohemia. Fiind fondată în 1790, serbează deja 220 de ani de existență. I-a serbat în anul 2010. Pe lângă articole din cristal și porțelan, oferim clienților noștri și articole din și seturi de tacâmuri de inox de la doi producători europeni, Comas din Spania, de lângă Barcelona, și Picard Vilput, un producător german cu lungă tradiție, bazat în orașul Solingen, care este faimos pentru toată industria inoxului. Producătorul german oferă clienților exclusiv tacâmuri din aleaj de cea mai bună calitate de inox, 18% crom și 10% nickel, nickelul fiind cel care oferă strălucirea și durabilitatea în timp a inoxului. Pe lângă articolele din inox, de la Picard Vilput avem inclusiv tacâmuri argintate, conform standardului german 90, argint 90. Acest lucru însemnând că un set de 24 de tacâmuri pentru 6 persoane conține aproximativ 65-70 de grame de argint pur. Pe lângă articolele pentru decorarea mesei, avem inclusiv articole pentru gătitul mesei și mă refer aici la tigăi și la ultimele tendințe în domeniu, tigăile cu înveliș antiaderent ceramic, cuțitele ceramice, cuțitele cu lamă ceramică, care nu
prin miros, taie foarte bine și se menține ascuțite foarte bine în timp și taie foarte fin. Pe lângă faptul că taie foarte fin, nu prin miros, după cum spuneam, și nu corodează, nu ruginesc așa cum fac cuțitele din material clasic din inox. Ar mai fi de menționat de asemenea râșnițele cu mecanism ceramic. În privința prețurilor putem spune că avem prețuri pentru toate buzunarele, de la articole de 10 lei, cum ar fi carafele din spate, 10-12 lei. Articole din cristal pornesc de la prețuri undeva în jur de 40-50 de lei pentru diverse articole decorative, cum ar fi boluri, văzuțe mai mici, casete din cristal pentru bijuterii. Seturile de pahare pornesc undeva în jur de 60-70 de lei, cele din cristalină, cele de cristal undeva în jur de 150 de lei. Acestea sunt doar o parte dintre articolele pe care vi le oferim. Vă așteptăm să le descoperiți pe celelalte cu mare plăcere. Pe lângă promoția de bun venit de 10% reducere la toate produsele din magazin, clienții pot intra în programul de fidelitate Vilart în urma achiziționării de produse, în anumite condiții specificate în regulamentul programului de fidelizare. Cardurile de fidelitate Vilart oferă clienților fideli reduceri semnificative pe viață la toate produsele din magazin. Brandul românesc fondat în 2011, Vilart Arta Casei, are în momentul de față 6 magazine deschise în 4 orașe mari din România, Iași, București, Constanța și Suceava, iar în luna octombrie se va deschide un al 7-lea magazin în Sibiu.